Bună găsit, domnilor, domnilor, la o ediție a emisiunii Radiografia Zilei și la un nou subiect de discuție. Astăzi vom vorbi despre revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kövesi. Un parcurs care până la urmă s-a finalizat ieri. Deznodământul cumva era previzibil. De ce? Pentru că au fost de o parte și de alta baricadei foarte, foarte multe argumente, dar și tensiuni politice în spațiul public. Este vorba de cele două palate, Victoria și Palatul Cotroceni, cele două reprezentanțe, să spunem așa, ale puterii executive, președintele și guvernul. Guvernul, prim-ministru de justiție, dând o decizie de revocare și iată confirmarea decretului și practic emiterea acestui decret după 30 de zile, după fix 30 de zile de la momentul în care s-a pronunțat o hotărâre a Curții Constituționale. Un parcurs extrem de complex, cu foarte multe opinii în spațiul public, voci de parte și de alta, și în media, dar și vocile politicienilor. O să discutăm în seara aceasta despre cum s-a profilat acest scandal. A fost un scandal tot în regulă și ce va urma de acum încolo. Dacă justiția a înregistrat un regres, dacă există anumite rezerve ale societății în raport cu justiția, vom discuta astăzi cu Răzvan Victor Panteliman, analist politic și profesor de științe politice la Universitatea Ovidiu din Constanța. Bun revenit, Răzvan! Bună seara, bine am găsit! Iată, inevitabil s-a produs, așa am putea spune, o zi foarte plină ieri, 9 iunie, și practic media a luat foc practic, au fost ediții speciale după ediții speciale pe întreg eșichierul mediei românești, la toate televiziunile, și s-au perindat mulți jurnaliști, mulți analiști politici și mulți politicieni. De ce așa de mare miza? Bun, miza a fost mai mult simbolică, cred eu, dincolo de componenta, să spunem, concretă. Miza a fost una simbolică pentru că, de fapt, cred că în toată această perioadă, în cele 30 de zile pe care le pomeneai de la decizia Curții Constituționale, s-a jucat un război de imagine, un război din asta de uzură, de cine cedează. A fost de fapt mai mult o problemă de imagine, pentru că, exact cum spuneai, era un deznodământ, era așteptat atât timp cât Curtea Constituțională a dat acea hotărâre, cu care putem sau nu să fim de acord, putem să considerăm sau nu etică, morală, cum vreți să-i spuneți, dar este o decizie a Curții Constituționale care trebuie respectată. Din momentul în care Curtea Constituțională a dat acea decizie, ea trebuia pusă în aplicare. S-au întârziat 30 de zile, fix 30 de zile, și ieri domnul președinte Iohannis, prin purtătorul său de cuvânt, și aici e foarte interesant, apropo de simbolistică aceasta, prin purtătorul de cuvânt, foarte sec a declarat că s-a semnat decretul de revocare din funcția de procuror șef al DNA al doamnei Codruța Kövesi. De ce spun că este interesant? Pentru că în acest război simbolic, cred eu, care s-a purtat în numai aceste 30 de zile și anterior, pentru că propunerea ministrului justiție, domnul Tudorel Toader, este de ceva timp înainte, președintele la acel moment a ieșit și a spus că nu consideră că sunt suficiente motivele pentru revocare. S-a ajuns la Curtea Constituțională, care a fost un conflict constituțional, exact, da? A rezolvat acest conflict constituțional spunând că președintele trebuie să, sau până la este obligat să revoce procurorul șef în condițiile în care asta este solicitarea ministrului justiției. Deci am avut toată acest conflict îndelungat, în care au fost, repet, lupte de imagine foarte puternice, cu lovituri dintr-o parte și alta. A fost până la urmă un conflict foarte mult de orgolii și care cedează primul, a cam fost jocul acela chicken game, da, cum este cunoscut în teoria jocului, care cedează primul. Și iată că, din punctul meu de vedere, domnul președinte a ieșit destul de șfonat din acest joc, pentru că a întârziat această decizie 30 de zile, dar până la urmă a luat-o. Toată lumea probabil spera că va găsi o chichiță juridică, existau tot felul de sugestii, specialiști încercau să găsească modalitatea prin care poate să amâne acest inevitabil, să spunem. Inclusiv se discuta despre un referendum pe zona justiției, etc. Cu toate acestea, iată că domnul președinte a semnat acel decret. Dar imaginea pe care a lăsat-o este aceea unei persoane care a
răspuns unui șantaj, pentru că, știți, în ultima perioadă au fost o serie de discuții legate da, de suspendarea de suspendare. Dânsului. În spațiu public în spațiu au fost emise aceste exact, opinii. Că va fi suspendat, discret, că direct, trebuie indirect. Să... că este cercetat pentru fraudă, trebuie să dea niște bani înapoi, ANAF a fost trimis să recupereze bani. Deci o întreagă discuție. E, și iată că în acest context este decizia aceasta comunicată prin intermediul purtătorului de cuvânt. Ca atare, cred că exact, domnul președinte s-a transformat exact în ceea ce spunea ce spunea oponenții săi despre dânsul, într-o persoană slabă, ușor șantajabilă, care nu a vrut să-și strice posibilitatea concediilor și a shoppingului în străinătate. Asta este imaginea foarte pe care a lăsat. Foarte trist, dacă trist. Așa din păcate, dacă a fost așa, nu știm dacă este, poate că până la urmă, exact cum spuneam, este o decizie care era indubitabilă, trebuia luată fiind decizia Curții Constituționale, dar faptul că a lungit această de luarea acestei decizii ca plamă să facă tot sau să ia această decizie, eu cred că a fost, este o pierdere foarte mare de imagine, o pierdere simbolică pentru domnul președinte. Din punctul meu de vedere, personal, cred că dacă ar fi avut niște consilieri care să-l sătuiască foarte bine, cred că are o mare problemă pe zona de consilier, nu știu cine sunt cei care îl consiliază, dar îl consiliază să ia numai decizii foarte proaste, din punctul meu de vedere. Poate că, cred că îi dacă subminează autoritatea sau poate că îl consiliază intenționat. Poate că o fi și așa, nu, dar cred că sunt și incapabili acum. Sau în fine, poate atâta înțeleg ei din jocul politic. Cred că dacă, imediat după decizia Curții Constituționale, domnul președinte ieșea, spunea, în continuare eu consider că nu este corect. În continuare consider că raportul respectiv nu are o justificare ca atare, nici revocarea nu se justifică. Dar trebuie să respect legea. Vreau, nu vreau, îmi place lucrurile, sau nu-mi place, respect legea. Fel. Curtea Constituțională mi-a cerut, am semnat acest raport de revocare, decret de revocare și pentru că apar o serie de probleme, hai să demarăm o discuție despre o posibilă modificare a Constituției pe viitor, o discuție despre cum ne-am dorit să fie Constituția, o discuție foarte largă în care să fie implicate toate forțele politice, da. Societatea civilă, nu spunea nimeni să se schimbe Constituția a doua zi. Dovedindu-se că apar probleme de genul ăsta, că Constituția noastră, care are aproape 30 de ani, este o Constituție cu interpretabilă, da, cu sigur, probleme, sigur. Cu chestiuni. Sincope, exact. Cu anumite haideți să vedem elemente. Cum ne-am dorit o Constituție. Și atunci cred că ar fi câștigat foarte mult din punct de vedere al imaginii. La momentul acesta, și am văzut ieri, spuneați pe la televizor, am văzut în zona rețelelor de socializare, foarte mulți oameni s-a arătat extrem de dezamăgiți de poziția domnului președinte și a spus, domnule, nu o să mai votăm niciodată. Revoltați și că nu o să mai votez. Deci, practic, cred că domnul președinte Iohannis a pierdut o parte din votanții săi. Am văzut că ulterior au fost o serie de replieri de trupe, ca să spunem așa, și foarte mulți au încercat să explice că de fapt și-a urmărit interesul țării, că dacă n-o revoca, ar fi fost suspendat, dacă era suspendat, era o problemă pentru România. Bun, este foarte posibil să fi fost și acest lucru, dar atunci, dacă știai sau te gândeai la acest interes, de ce nu te-ai gândit înainte să pună problema suspendării, înainte să pună problema cercetării de către ANAF, etc., etc.? Pentru că în acest moment a dat, domnul președinte, a dat imaginea unei persoane slabe, ușor șantajabile, care face jocul PSD-ului sau cum vreți noastră, pentru că este șantajabil, are niște scheleți în dulap, cum se spune, și atunci va face orice pentru a-și păstra postul. Este exact ceea ce dânsul nu și-a dorit, să dea această imagine, ceea ce probabil nici susținătorii dânsului nu și-au dorit. Și da, degeaba și se încearcă acum tot felul președinte puternic. Exact. Degeaba se încearcă acum tot felul de spălări, să spunem, de reinterpretări care țin de zona asta, de ce s-ar fi putut întâmpla, pentru că imaginea este aceea, repet, a unui om slab, nici măcar nu a avut curajul să susțină punctul de vedere. Și aici au fost foarte multe comparații, dacă vedeți, cele legate de Traian Băsescu, care a ieșit public, care s-a bătut până la urmă cu sistemul și a trecut de două ori printr-un referendum de suspendare și s-a victimizat și a câștigat. Să nu uităm că după toate aceste, sau după ce a obținut primul referendum, a câștigat al doilea mandat, deci a avut prin procedura asta de victimizare, a reușit să atragă votul. În acest moment, domnul președinte, nici nu a devenit nicio victimă, ci a devenit un, nu potrivit, vorbim celor care îl susțineau anterior, un colaborator al ciumei roșii, între ghilimele, da. Nu, al celor pe care îi criticau aceștia.
Ce se întâmplă cu justiția, care, iată, este destul de contestată în ultimul an? Sunt foarte multe dovezi ale instrumentării neortodoxe, nelegale, așa, ca să folosim termenul din justiție, nelegal, folosesc des procurorii și judecătorii. Ce crede omul de rând, Răzvan? Pentru că totuși vezi acolo că oameni din diferite instanțe, de fapt din diferite parchete, da, aduc probe într-o anumită măsură, probe dubioase. Știm din spațiu public foarte multe înregistrări. Da, unii au spus că sunt scoase din context, unii au spus că sunt nu știu cum. Mă rog, să spunem că sunt scoase din context, că sunt Da, nelegate, da, cert bun. este că ele există. Cert este că le există și omul își pune întrebarea, domnule, pot să mă încred într-o justiție corectă? Adică merg eu, justiciabilul, omul de rând, în fața instanțelor și a procurorului și a nu știu cui? Problema cea mare a tuturor acestor scandaluri, care de fapt au avut în centru un număr redus de persoane, pentru că exact ce spuneați, de fapt, referim la un număr redus de persoane și Da? mai ales la ceea ce vorbim despre doamna Colțachiove și diversi procurori din subordinea dânsei. Nu toți, un număr foarte mic, pentru că se consideră că sunt niște procurori foarte competenți acolo, ca în toate instanțele. Instanță din Deci România. avem un număr, sau problemele acestea au dus exact, la scăderea încrederii în justiție în totalitatea sa. Și aici este De ce în marea problemă. totalitate? De ce? Pe ce Pentru te că bazezi omul. când Pentru afirmează, pardon, când afirmi și când. sunt o serie, da, sunt o serie de sondaje care spun că oamenii au început să-și pierdă încrederea în justiție. Pentru că, exact, spuneai, tu ca justiciabil, poate ai o problemă de orice. Nu vorbim de chestiune de corupție sau chestiune care țin de competența Orice problemă Direcției care e Naționale legată Anticorupție, de o o problemă instanță legată sau de de un instanță. dosar. Poți oricând să spui o întrebare, doamne, dacă la nivelul ăla mare, unde vorbim de niște interese foarte mari, apar astfel de chestiuni, deci apar modificări în dosare, apar tot felul de intervenții și am văzut inclusiv discursul doamnei Chiove și cu decapare până ajungem să-l prindem Da, și pe acolo primul ministru, toate e chestiunile astea. discursul Da, Laura e. Codruța. Deși spunea că e scos din Da, context, că nu bun. știu ce. Toate aceste chestiuni, până la urmă, noi, omul normal, începe să-și piardă încrederea în justiție. Și de aceea cred că acest semnal, sau ar fi trebuit dat un semnal legat de ce se întâmplă, semnal care putea fi dat de un președinte acum o lună de zile, exact, să arate că, de fapt, justiția și mai ales anticorupția nu stă într-o persoană. Pentru că asta este Și marea aici a fost problemă. o problemă legată de Atunci când ajungem persoana. să personalizăm niște instituții, noi ne legăm de niște eroi salvatori, mitul acesta al eroului salvator, și fără persoana aia nu se poate. Cred că dacă acum o lună de zile doamna Coluța Chioveși ar fost revocată, ceea ce s-a întâmplat ieri, dar instituția de neamului mergea înainte, oamenii ar fi văzut, bun, foarte bine, nu este o persoană, este o instituție, sunt niște reguli. Dar în Este momentul în înlocuită de care, exact, altcineva, te-ai de alt închis de coleg, altcineva, de alt în momentul procuror. în care tu vezi că te agăți până la urmă de niște o funcție, te agăți de niște oameni, atunci îți spui niște întrebări, dom'le, dar de ce? Deci ori de o persoană normală, care nu... De ce s-a agățat atât de doamna Chiovăși? Dacă justiția funcționează corect, ea poate să funcționeze corect cu oricine acolo, da? Până la urmă, Oricine oricine ar ar fi fi, de bună da, credință bun, și și-ar oricine ar fi face de bună credință. Justiția poate profesia. să funcționeze, pentru că sunt niște reguli, sunt niște proceduri, nu e așa că vin eu acum Da, și spun, norme domnule, mâine îl juridice. judeci, pe ăla mâine îl judeci, pe ăla și așa, da? E, iată că agățându-te de chestia asta, transformând-o într-o problemă națională, revocarea doamnei Chioveși, nu faci decât să lovești indirect în justiție. Toate achitările din ultima perioadă, și dacă vedeți cel puțin anul acesta, cred că cei de la Lumea Justiției, .ro făceau un studiu, deja peste 200 și ceva de achitări avem deja în jumătate de an. Asta, de fapt, Vorbim de demonstrează, dosare da, serioase, sonore. sonore, Da? da. Și Cu nume asta, sonore, de fapt, cu nume exact, sonore. și asta demonstrează că e o problemă. Bun, oriunde există, sau în orice sistem E loc de mai bine. există niște achitări sau există până la urmă, și acolo este un proces, în procurorul trebuie să aibă tot timpul dreptate, pentru că atunci n-ai mai avea de ce să mai faci procesul. Direct acuzăm și îl condamnăm ce a spus procurorul. Deci există această posibilitate. Dar în momentul în care nu ai un caz, nu ai două, nu ai trei, nu ai cinci situații, ci tu ai peste 200, numai acum, repet, de cazuri sonore, încep să-ți pun un semn de întrebare. Încep să spui, nu, stai puțin, dar oare
pe lângă astea 200, poate mai sunt 100, poate mai sunt 500, poate mai sunt 1000, nu știm câți. Încă sau cele avem. Poate dinainte au fost pe un culoar, fost, apropo exact. De culoare și apropo de, apropo de protocole despre care o să vorbim și ulterior. Au fost judecate într-un fel, aia au avut ghinion că era un momentul de maximă putere a instituției. Iată că acum când încep să clatine instituția, poate și unii judecători au curajul sau nu mai răspund unor comenzi, să spunem, și tot așa. Și nu faci decât să arunci o pată asupra unei întregi instituții, de fapt una dintre puterile principale ale statului, pentru că noi când vorbim de foarte multe ori, puterea executivă, puterea legislativă, dar uităm că în stat sunt trei puteri de la Montesquieu, cu aceea puteri. Sigur. Puterea judecătorească este una dintre puterile esențiale ale statului. E un pilon fundamental, exact. Pe lângă și atunci, legislativă, executivă și judecătorească. În momentul în care tu pui în discuție sau apar astfel de, nu spun, de elemente care pun în discuție justețea unor decizii și faptul că decizii au fost luate corect, deja cred că avem o mare problemă. Pentru că până la urmă, în cazul puterii legislative executive, avem întotdeauna, noi ca cetățeni, avem întotdeauna mecanismul votului de control. Care adică la fel se uită cu și el se discute. Sancționăm, sancționăm sau nu, doamne, un parlamentar, un primar, un cetățean, un președinte, nu și-a făcut treaba, considerăm că nu a avut, o dată la 4 ani, la 5 ani periodic, putem să-l sancționăm. Dar în momentul în care începe să apară dubiu legat de puterea aceasta judecătorească, de ce se întâmplă în justiție, avem un mare problem. Pentru că oamenii începe să-și piardă încrederea în justiție. Da, și discuțiile apar în spațiu public legat de resursele financiare pe care acest aparat le consumă. Pentru că noi vorbim de salarii de 3-4 ori media salariului pe România, da? Magistrații știm foarte bine că au pensii fabuloase, da? Și pensii foarte mari, tocmai pentru a nu fi tentați să fie corupți. Să ia deciziile altfel decât... Și atunci, ce facem cu protocoale? Ce facem cu judecătorii de care spuneai că ascultă de comenzi? De care comandă trebuie să asculte judecătorul când legea prescrie? Judecătorul se supune propriei conștiințe și legii. Deci. În Constituția României nu există o prevedere care să, mă rog, să poată da curs colaborării între diferite instituții, servicii secrete, monitorizări, ascultări. Există dovezi că au venit ofițeri de informații cu dosarele la instanță și le-au spus judecătorilor, asta este sentința. Păi cum să fac un ofițer de informații? Atribuțiile acestea? Trebuie să facem câteva distinții. Asta a apărut în spațiu public, nu o spun eu, și știți care bine. Care de obicei nu prea se fac. În primul rând, este o mare confuzie în care procurorii sunt puși pe picior de egalitate cu judecători. Da. Tot vorbește de magistrați. Procuror. Magistrat este judecătorul. Da. Procurorul este avocatul statului. Deci într-un proces în care avem drepturilor, libertăților, vorbim este avocatul dintr-o societate, într-un sistem stat. Ca atare, avem într-un proces, avem avocatul părții, dacă am un proces între stat și un cetățean, este avocatul cetățeanului și avocatul statului care este un procuror. Da. Ei trebuie să fie pe picior de egalitate. În momentul în care eu îl consider pe procuror, îl consider că fac parte din magistrați, le acord niște puteri sporite, deja începem să nu mai avem principiul ăsta egalitatea legii, pentru că automat poziția respectivă este privilegiată. Da? Într-un caz în care, nu știu, avem proces practic între stat și un funcționar public, un cetățean, un politician, ce vreți dumneavoastră, da? Automat statul este privilegiat pentru că cel care îi apără interesele are un statut special. Deci, repet, trebuie să zicem foarte clar, judecătorul este magistrat, procurorul este un angajat al statului. De aia se și numește Ministerul Public, da? De aia sunt subordonați Ministrului Justiției, la fel cum, nu știu, polițiștii subordonați Ministrului de Interne, la fel cum militarii subordonați Ministrului Apărării, etc. Deci procurorii sunt funcționari până la urmă. Sunt reprezentanții puterii publice. Exact. Da, okay. Deci aici chiar așa și se numește Ministerul Public, care nu este concret un ministru în guvern. Aici avem o primă confuzie care a funcționat foarte mult în ideea și tocmai că s-a folosit confuzia aceasta pentru a le asigura un statut special unor procurori. Pentru că și aici nu trebuie să generalizăm. Sunt foarte mulți procurori care își fac treaba foarte bine. De ce trebuie să aibă statut special unii procurori? Asta, deci, în ce sens? Păi despre asta... Că ai un parchet care trebuie să lucreze cam la același nivel, cu legile pe care le are. Trebuie să lucreze pe baza legii. De ce trebuie o suprastructură? Păi aici apare problema. Pentru că apar toate aceste chestiuni. Apare neîncrederea în actul justiției. Dacă un procuror are niște puteri în astea sporite, bun. Este
normal să se colaboreze până la un punct, să spunem, și cu serviciile secrete și cu diverse alte structuri pentru a afla informații. Dar în moment, dar ăsta este rolul, da? Bun, ca și n-ați văzut și în filme, nu, și în alte state. Poliția, serviciile secrete colaborează cu procurorii până la un punct. Da, oferă informații, exercită funcții astea pe care procurorul nu poate să le facă. Da? Dar de la un anume punct încolo, justiția își urmează cursul. Nu mai intervine, cum spuneați și cum au apărut în spațiu public mărturii, că venea un terț, pentru că până la asta este, o persoană din exteriorul sistemului de justiție, care venea cu dosarul gata făcut și ăsta este dosarul. Acum putea să vină cu niște informații. Poate sunt adevărate, poate nu sunt adevărate, dar în spațiu public circulă informație despre cum se făceau anumite dosare. Dacă e adevărat, e grav. Dacă nu e adevărat, înseamnă că justiția totuși a văzut de treaba ei și judecătorii și-au văzut treaba lor. Cred că dar dacă s-a întâmplat invers, atunci, de fapt, cum remediem trebuie situația să, asta? Bun, trebuie să luăm toate aceste declarații, le luăm sub beneficiu de inventar, să vedem în ce măsură ele sunt reale. Și dacă într-un singur caz s-a întâmplat lucrul ăsta, este o problemă, pentru că avem un precedent, avem un abuz. S-a discutat foarte mult despre justiția ca un câmp tactic pentru serviciile de informații. Exact, și aici. E o declarație publică. Tactic. Deci, exact. Discutăm despre lucrul ăsta. Bun, tu ca structuri de, să spunem, de informații, poți să vii cu niște informații. Poți să și în cazurile, într-adevăr, de securitate grave, națională, exact, de securitate, grave, cu încălcări, niște informații, dar de fapt s-au pe folosit baza lor, exact, abuziv. Sau, practic, pe baza lor judecătorii pot să ceară tot felul de alte elemente. Da? Se pot face în partea de cercetare penală. Da? Dar nu este rolul până la urmă serviciilor de informații să facă cercetare penală. Ei pot să vină cu niște date, cu informații, da? La cererea procurorilor, la cererea judecătorilor, pot să vină cu aceste date, să le ofere în funcție de specificul fiecare. Dar nu faci tu acest lucru. Dacă este adevărat, repede, dacă este adevărat ceea ce se spune în spațiu public, atunci avem o problemă. Mai mult decât că s-au luat niște decizii care nu au fost bazate pe lege, dacă spuneați, și au fost niște decizii bazate pe alte interese. Sigur că da. Sigur că da. Și mai mult decât atât, aici este vorba de fapt și de modul în care magistrați, judecători și procurori vorbesc în spațiu public despre ceea ce se întâmpla în instituțiile de justiție, da? Adică în parchete, în instanțe de judecători și procurori care, da, care pot fi vizualizați, imaginele, da, sunt publice. Care declară, bun, toate chestiunile acum, astea. Cum justifici toate lucrurile alea și demonstrezi că de fapt nu există o problemă? Cum dovedești, cum le spui oamenilor de rând că totuși justiția își vede de treaba ei și în cea mai mare parte a cazurilor se instrumentează aici și se judecă. Aici este problema, pentru că media, am un spațiu public și discuția în spațiu public este pe astfel de cazuri. Ele poate să fie, pot să fie, nu știu, poate să constituie o astfel de situație 1%. Da. Da? Sau 0,1%. Sau 0,1%. Da, ăsta este și discutat în spațiu public. Iar oamenii văd asta și atunci omul își pune întrebarea, că spune la început, dacă se întâmplă asta, oare nu cumva poate să mi se întâmple și mie? Când vezi niște, până la urmă sunt niște chestiuni flagrante, niște diferențe care sunt date de o anumită concepție asupra legii și asupra anumitor infracțiuni. Da, când vezi, nu știu, pentru un caz de corupție că a luat mită sau, și nu vorbim de cazurile mari, știți, Bechtelia, da, DS, da, Microsoft, calea s-au șters. Da, vorbim de cazuri din azi. Vezi că pentru situații de genul ăsta sunt pedepse sau abuz în serviciu, altă infracțiune celebră. Da. Sunt 6 ani, 7 ani, 10 ani. Iar pentru persoane care, nu știu, provoacă accidente cu morții sau cu violență, sau vorbim de tâlhării, violul, ce noastră, sunt 3 ani, 4 ani sau poate chiar mai puțin. Atunci, care sunt valorile societății? Bun, este normal să protejezi valorile acestea legate de corecta funcționare a instituțiilor, dar atunci eu încep să cred că, bun, nu, până la urmă, chestiunea asta anticorupție este mult mai importantă decât siguranța și viața unui cetățean. Adică dacă pe mine mă omoară unul, s-ar putea să ia mai puțin ani decât dacă eu îi dau șpagă unui funcționar. Da. Da, discut. Și atunci care este pericolul infracțiunii? Nimeni nu spune să lăsăm aceste infracțiuni să scape nepedepsite. Dar deja s-a ajuns la chestiunea asta, accentul pus foarte mult pe zona anticorupție.
Era normal, era necesar până la urmă să se rezolve niște chestiuni, pentru că poate într-adevăr să ajunse la partea asta de corupție și erau niște probleme masive corupția. Dar soluția cred că s-a aplicat în extrema cealaltă. Nu mai zic că sunt o serie de discuții și legate de marile cazuri de corupție, pomeneam mai devreme. Adică acolo lucrurile sunt mai nuanțate, că sunt interese majore sunt mai nuanțate și cu foarte multe legături externe, între personajele, între personaje și acolo politice, scapă. Dar și externe. Și atunci vedem că, pe bună dreptate, vedem că cetățeanul, ceva să spun, clar au fost niște dosare țintite. Către ăla, către ăla, către ăla, să tacă din gură sau erau vreun lider să politic mai vocal și să scotea, i s-a arătat pisica, se scotea un dosar, după care stătea cu mințel și mai spunea nimic. Exemplu tipic aici este domnul Orban de la PNL, nu? Care a fost scos din cursa, candidatura dânsului a fost anulată, sau în fine, nu și-a lansat candidatura pe baza, sau pentru că i s-a făcut un dosar, a făcut cercetările penale, pentru ca la final să dovedească că a fost nevinovat și că fapta nu a existat. Și atunci este ciudat să-l vezi pe Orban, care a fost o victimă până la urmă, într-un fel, acestui discurs anticorupție, să-l vezi mare apărător al anticorupției. Atunci nu spui întrebarea, ceva acolo e. Da, până la urmă a fost, a fost amenințat să spun, dacă nu taci din gură sau nu te retragi, uite ce ți se întâmplă. Sunt multe lucruri de acest gen. Și atunci, problema, ca să încheiem, cred că problema cea mare este legată de scăderea încrederii astea în justiție în totalitatea sa. Este absolut normal să existe astfel de proces sau să se lupte cu corupția. Este normal să existe o acțiune concentrată împotriva fenomenului de corupție, cu care ne lovim cu toții. Da, de la corupția mică în care dai, nu știu, 5 lei să te lasi să intri într-o instituție, deși n-ar trebui, până la corupția în care vorbim de milioane de euro. Este normal, dar trebuie făcută în limitele legii. Și, din păcate, imaginea publică din ultimii un an și ceva, hai să spun de ani, din ultimii un an și jumătate, este că în multe situații această luptă anticorupție a fost făcută prin abuz. Ba chiar tot în spațiu public există mai multe voci care au, mă rog, au și motiv de fapt să vorbească că ar fi fost DNA-ul ar fi fost, de fapt, un instrument de luptă politică, adică exact, pentru cei care... Da, pentru dușmanii politici. Cum poate DNA-ul să-și spele această imagine de a scoate, de a se scutura de această, să spunem, titulatură, imagine, nu știu, denumire, viziune pe care societatea, sau mai greu, societatea politică, elita, i-a dat-o? Este foarte simplu, făcându-și treaba ca și până acum. Eu sunt convins că 90% din DNA, din oamenii care lucrează acolo, oameni care își fac treaba în mod absolut corect, fără nicio influență politică, fără să vină cu niște dosare comandate. Acești 90-95% continuă să-și facă treaba, să iei din interior, să îi izoleze și poate chiar să-i scoată pe ceilalți 5-10% care răspund unor comenzi politice. Să arate că de fapt o astfel de instituție este normală, că trebuie să funcționeze. Pentru că sunt cazuri de corupție, asta este clar, dar care să fie judecate și cercetate în primul rând și apoi să ajungă la judecată în limitele și cu respectul legii. Respectându-se legea, respectându-se regulile democratice, respectându-se drepturile cetățenilor, fără abuzuri. Și atunci eu cred că foarte ușor își poate DNA-ul recăpăta până la urmă acea imagine de justițiar, cu asta o, acea imagine de instituție care funcționează și care, la mă, este utilă societății. De ce a fost legat DNA-ul de Laura Cuțachevici și a fost văzută ea ca persoana care de fapt salvează? Bun. Sau persoana care, că DNA-ul îi vorbeai de faptul că a fost personalizată de puterea asta justiției anticorupție și puterea DNA-ului și personalizată pe procurorul șef. De ce a fost miza așa de mare pe Laura Cuțuța? Bun, sunt multe, deci aici sunt multe elemente pe care le putem lua țin în calcul. Țin și de comunicarea politică, țin și de o strategie de justiție, țin sau de politică țin publică. De mai multe. Țin în primul rând, cred că și de o chestiune de mentalitate, spuneam și mai devreme, în care noi tot, sau în societatea românească, tot avem nevoie de niște lideri din ăștia salvatori, de niște eroi. Și am văzut că de la Ion Iliescu, Traian Băsescu, Laura Cuțuța Chiovești, avem
Vadim, tu am avut nevoie de niște lideri din aceștia salvatori, că li se iartă diverse abuzuri, li se iartă diverse pentru încălcări ale legii societății. Pentru binele societății. Da. Deci este această mentalitate în care căutăm un tătuc tot timpul, ca să spunem așa. Asta pe de-o parte. Și atunci, găsindu-se în persoana aceasta a doamnei Chioveși, care a mai avut și alte funcții, deci dânsa a fost procuror general al României, deci nu brusc a apărut la DNA. Deci s-a găsit asta, pe de-o parte. Pe de altă parte, probabil că există și sunt tot felul de elemente, dar aici deja intrăm în zona speculațiilor legate de interese externe. Știți că se discuta la un moment dat că dânsa ar avea cetățenie americană, că ar fi pusă de CIA, că ori s-o trimită la Bruxelles, că e... Deci există tot felul astfel de interpretări. A chiar să candideze la președinție. Acum, discuția că o să candideze, deci tot apropo de mitul acela al eroului salvator, adică nu, oricine poate să devină președinte, să devină președinte trebuie să fii mai agresiv, așa, să apari în presă. Deci, da, este foarte posibil să ne trezim, să-ți faci o promovare, o imagine din asta, așa, este foarte posibil să ne trezim cu doamna Chioveș și candidat. Deci asta nu este exclus. Cred că pe această chestiune, venind pe un fond din ăsta de, până la urmă, de cult al personalității, pentru că, acum, lăsând la o parte elementele care țin de funcționarea neolului, este foarte clar că de ceva ani, exact ce vreau, acea personalizare s-a transformat instituția asta DNA egal Laura Căuța Chioveși. A transformat într-un cult al personalității. Și spus de multe ori, a spus că se identifică cu DNA. Un cult al personalității făcut și construit de media, de o parte a ziariștilor, de o parte a televiziunilor de casă, care au transformat-o într-un astfel de erou. Și atunci i-au făcut un cult ăsta al personalității. În care să crezi. Au promovat-o foarte mult. Până la urmă, eu mai tot spus lucrul ăsta, când avem cultul personalității, cel mai vinovat din punctul meu de vedere nu este persoana respectivă. Da? Ok, persoana respectivă este normal la când cineva spune că ești frumos, ești deștept, ești extraordinar, de 5 ori pe zi să începi să crezi. Problema cea mare este cu cei care mențin acest cult al personalității care o creează. Este ca pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, nu? Care era arhitect, zeu, luceafăr, deci toate cele. Da. Asta nu venea el spunea eu sunt arhitectul și demiurgul și luceafărul, ci veneau cei din jurul său. Și veneau cei din jurul său. Ca să termine la Târgoviște, Pușca la zid. Iată că, cred că acea lucru s-a întâmplat și la Căduța Chioveși. Venind pe o astfel de funcție, pe venind un val, cu astfel și pe un val, poate deși de simpatie, exact, și de simpatie, cu probabil clar cu un sprijin extern, pentru că au fost o serie de ambasade, știți foarte bine, date diverse decorații de ambasade străine, etc. Da, susținută prin articole din presă. Susținute. Pe fondul ăsta de cult al personalității, cred că s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns astăzi. Și este, cum spun, e foarte interesant de văzut și contextul. Nimeni nu spunea că toată lumea a vorbit ieri despre revocarea doamnei Chioveși, dar nu s-a spus că ieri au fost discutate și s-a aprobat legea legată de exploatările energetice offshore. Sunt multe astfel de elemente. Apropo de toate chestiunile astea legate de sprijin extern, vedeam, cred că poziția ambasadorului Canadei, dacă nu mă înșel, care spunea că regretă sprijină lupta anticorupție. Și foarte curios, cum s-a reacționat dacă, nu știu, domnul Maior, ambasadorul României în Statele Unite, să spunem, ar ieși și ar spune de caz, domnule, de fapt, prea noi credem că ce se întâmplă, că procurorul general al Statelor Unite ar trebui și... Deci când au fost conflicte, s-a fost demis procurorul general de către Donald Trump. Cum ar fi chestia asta? Sau ar merge ambasadorul nostru în Canada, spune, noi de fapt cred că guvernul canadian nu prea își face treaba, trebuie să vină nu știu cine. De ce? De ce se gândește în acești termeni, în simțitudine? Pentru că noi acum, nu o să picăm în niște termeni așa, dar asta este clar, suntem o colonie și nu mai suntem o colonie prin comportamentul pe care suntem. Da. Pentru că aici deja e cam mult spus, colonie, pentru că nu vreau să cădem și noi. Nu, colonie la nivel de mentalitate, pentru că avem acest tip de atitudine în care tot ce vine din afară, tot ce vine în exterior este dezvoltat în fine, gândiți-vă din secolul XIX, da? Când veneau bonjuriștii care studiaseră la Paris sau la Berlin și veneau și
își impuneau voința, modernizând societatea românească. Exact. Avem această mentalitate într-un fel în care, dacă ni se spune, toată lumea, a nu, dacă ni s-a spus de la, nu știu, ambasada oricărui stat, nu, în caz, da? Da, așa trebuie făcut. Este o decizie. Deci de-aia spun, cred că avem, în termenul de colonie, poate este un termen cam dur, dar vorbim este cam dur, în da, termeni din aceștia de mentalitate. De faptul în care până la urmă s-a discutat, uitați-vă și cu legea de ieri, nu s-a vorbit foarte mult despre redevențele pe care firmele astea trebuie să le plătească, despre modul în care s-au făcut investiții în România, despre toate avantajele investitorilor. Am văzut că se apropie de caz de corupție. Păi nu prea la Microsoft, la EADS, la Bechtel, nu prea s-a spus. Păi mai că au furat nu știu cine, de-aia nu avem autostrăzi, dar nu se spune că autostrăzile alea de fapt trebuiau făcute cu ăla, cu ăla și că diverse timp, firme da, nu și-au făcut treaba. Uitați-vă și ce s-a întâmplat la Constanța cu extinderea plăjilor, cu diverse țântof, o serie de probleme. Extinderea plajelor cu... s-a întâmplat exact. Cumva, dar nu a fost finalizată. Exact, și au fost tot felul de probleme în care vorbim de firme externe. E, iată că acolo nu se pune problema, ci ne legăm accentul, îl facem pe cazul românesc. Cât de mult afectează imaginea deciziilor și hotărârilor judecătorești aceste protocoale care au fost desecretizate? Bun, eu cred că, dintre decizii, poate un 1%, 2%, să spunem, între decizii au fost influențate de aceste protocoale. Și aici vorbim, dar restul de 98% de 98% sunt decizii absolut legale, absolut corecte și nu trebuie să generalizăm. Bun, doar că aceste decizii probabil că în general au fost în dosare din astea spectaculoase, pentru că un judecător, și aici o altă problemă, că vorbea și de salare mai stat, modul în care judecă, un judecător are zeci de dosare. În momentul în care trebuie să faci motivări, în momentul în care faci motivări la 30-40 dosare, în care tu ai în mâinile tale zilnic, soarta, zilnic vorbim, da? Deci nu, în care tu ai soarta unor oameni, da? Oameni absolut normali, atunci e o presiune foarte mare și pe judecătorul respectiv. Dar oamenii ăștia își fac datoria. Să-și asume, exact, își asumă și își fac datoria. Oameni care muncesc, care fără concedii, fără vacanțe, muncesc și își fac treaba. Exact, sunt o presiune foarte mare. Acum, dincolo dar, de noi, situația, dar noi ce am văzut astea 1-2%, în care erau mediatizate pentru că erau nume sonore și în care au fost erori, iată, până la urmă s-au ajuns la la Alta Curte de Justiție și Casație, care au anulat și la CSM, de achitat, fapt, acei magistrați au ajuns la CSM, atunci, la Comisia de Disciplină. Imaginea este, asta este marea problemă, că imaginea asta negativă se aruncă asupra întregii justiții. Da, și este o greșeală. E o greșeală. Departe de noi, noi doi, această, să spunem așa, impresie că am vrea să cumva să desaprobăm actul de justiție sau de fapt să criticăm pe cineva. Noi discutăm de fapt aici de comunicarea publică, de modul în care oamenii din societate, care de fapt sunt cei administrați, justițiabili, da, văd din aceste jocuri politice și instituționale tot acest parcurs. Și dacă într-adevăr ei cred, pentru că este un mare avantaj să te simți confortabil în societate, să te simți confortabil și... Să ai încredere și, în instituții, da, până la urmă, că ele funcționează. Să te simți reprezentat, exact. Să te simți cumva că ești într-o... Că ești apărat, la urmă, că ăsta este până la urmă. Ți se garantează securitatea justiție, persoanei, exact. A patrimoniului tău, a tot ceea ce ai acumulat, a modului în care perspectivele, de fapt, pentru tine sunt pozitive. Și din perspectiva, din modul acesta, noi, de fapt, în ecuația aceasta, în paradigma asta, discutăm. Pentru că noi ne uităm la magistratură și la judecători ca la oamenii care, de fapt, trebuie să reglementeze conflictele sociale. Că, până la urmă, există conflicte. Cineva încalcă legea și cineva trebuie să dea sancțiunea, da? Exact. În modul în care trebuie să restabilești, apropo, ca să folosim termenii din sociologie și din politică, să restabilești ordinea socială prin sancțiunea încălcării acelor norme. Dincolo de acest tip de paradigmă și de această discuție, mă rog, exemplele pot continua, pot fi pozitive sau negative, dar noi nu putem să nu aducem în discuție toate aceste elemente pe care oamenii și întrebările pe care oamenii și le pun, cum ne le punem și noi la fel de pertinent. Da, noi trebuie să înțelegem că
statul, și asta e definiția la Max Weber încoace, statul este cel care are monopolul violenței legitime. Da. Hai să explicăm ce înseamnă violența legitimă. Exact, statul este cel care, exact, de vreme, în momentul în care o lege este încălcată, o normă juridică este încălcată, trebuie să acționeze pentru repararea prejudiciului, pentru încetarea încălcării și pentru pedepsirea sancționarea respectivă. Este absolut normal și asta este până la un principiul supremației legii, respectării legilor, atât timp cât tu ca persoană respecti legea, nu încalci legea, nu ai de ce să te temi de această violență legitimă, între ghilimele. Problema apare în momentul în care încălcarea legii este sancționată arbitrar, într-un caz da, într-un caz nu. Crezi că e așa? Au fost situații și cred că au fost situații în care, poate pe specie asemănătoare, deci pe situații asemănătoare, deciziile sunt diferite. Au fost diferite și au fost situații în care a contat mai mult numele, poate persoane, exact, spuneam de, au fost decizii politice și nu neapărat principiul legal. Și atunci aici începe să se pună în discuție. De fapt, nu principiul legal, ci legalității și imparțialității. Exact, și imparțialității. Pentru că judecata să fie imparțială. Da, și egalității în fața legii. Și atunci începem în această situație, începem să ne pierdem încrederea în toate instituțiile. Începem să ne pierdem încrederea în stat. Și atunci începem să apelăm, spunem, stat puțin, dar o să ajunge dacă nu mai am încredere în justiție, încep să-mi fac singur dreptate. Vedem ceea ce e o tragedie, pentru sigur. Că am văzut și aș vrea să discutăm puțin pe chestia asta în ultima perioadă, bun, de astea 30 de zile, dar și înainte, au fost o serie de manifestări și am văzut, mai ales în spațiul rețelelor socializare, dar și în spațiul public, discuții în care avem inclusiv incitări la violență, haideți să venim, da, să dăm jos guvernul, să atacăm. La au fost situații în care oamenii și promovate de fapt. Da, au fost politicieni care au fost agresați, au fost astfel de situații. Deja cred că am ajuns într-un punct din acesta foarte periculos. De ce? Pentru în 2018, când noi trebuie să da, când să stai în centenarul, când la anul o să fim, altul, da, la anul să o să solidari, exact, da. Când o să avem președinția Europei și tot așa. Deci avem practic această problemă, am ajuns la un grad de conflict în societate, la o violență care este cred eu artificială, întreținut artificial. Este până la urmă este un număr foarte mic de persoane implicat în acest discurs violent, dar care poate să ne care facă foarte mare de fapt, exact, spațiu public, public și da. Că poate să ne facă foarte mult rău. Am văzut dacă în toate discuțiile în ultima perioadă despre manifestații, despre tot ce s-a întâmplat, e o întreagă dezbatere legată de modul în care să acționeze acești manifestanți. Până la urmă, noi avem la acest moment un parlament care a fost ales în 2016 printr-un vot corect. Deci nimeni nu a contestat votul, nimeni a spus că s-a falsificat votul, că s-a modificat. Deci este a fost un vot corect. Cei care au participat la vot, că au fost puțini, e partea a doua. Dar cei care au participat la vot au legitimat și au ales pe cineva. Avem un parlament rezultat al acestui vot. Avem un guvern rezultat din acest parlament. Bun. Sunt normele legale, democratice, constituționale, regulile, care au fost respectate. Acum îi spunem, nu ne convine. Că stai să vezi că se întâmplă, că vrem să dăm jos, haideți să facem revoluție, să atacă. Dar în același timp, dacă ne iau jandarmii pe sus, păi nu e bine să facem un abuz. Nu știu, când ești violent sau când reacționezi la acea măsură, trebuie să accepti că și ăla din fața ta. Da, trebuie să riposteze. Adică dacă eu vin și dau un pumn acum, ați să mă aștept. Dar i-au bătut pe jandarm la propriu și... Au fost situații de genul acesta. I-au lovit pe jandarm, ceea ce înseamnă ultraj și atunci, e un caz grav. Exact. Și, nu numai și acum, trebuie să restabilești ordinea într-un fel, că altfel am avut ocazia, întâmplător, am avut ocazia în mai multe țări să particip ca spectator, să văd mai multe manifestații, să văd... Păi acolo deți intervenții ce înseamnă, adică nu că te rogi, statului, da, 3-4 jandarmi să roagă de unul să nu, dea acte. La noi chiar e așa. Am văzut că domnule, faci un abuz că mă legitimezi. Da. Asta este. Sunt jandarmii care da. Poartă veste de mediator. Cu dialog și se roagă. Am văzut da. Imagini și state absolut democratice, adică nu vorbim de dictaturi. Stai democratic, pentru că asta este problema. Și iau pe sus, efectiv iau pe sus. Cum
este dreptul fiecăruia să protesteze și este absolut normal, dreptul de liberă exprimare, da, nu poți să-l încalci. Să-i exprime mulțumirea. Să-i exprime mulțumirea. Dar, pe de altă parte, întrebarea este, când tu vii și spui că nu e, eu știu mai bine decât tine, tu ești un prost care ai votat prost, eu sunt deștept și știu mai bine decât tine ce trebuia să votezi. Da. Și ce dacă acțiunile mele te afectează? Apropo, nu știu, de blocările astea a tot fost discuții cu blocările căilor rutiere, că de-aia au apărut conflictele cu jandarmii când se blocau străzile, când... Păi mine poate mă afectează. Nu, ce dacă te afectează, dar e mai bine pentru tine, că așa spun eu. Mm-hmm, adică ajungem da, până la urmă la o impunere. La o impunere, adică sigur, domnule, ce e, este un abuz, ce se întâmplă că se impune ceva, dar ce ți impun eu e bine. Da. Hai să gândim altfel lucrurile. Hai să ieșim la următorul ciclu electoral, asta, în stradă, cu toții. Exact. De fapt, nu, să ieșim la urne, la vot, da? Mergem cu toții, votăm. Da. Ce putere iese legal și se constituie? Asta este, până la urmă, asta este. Regula democrației este minoritatea se exprimă, majoritatea decide. Punct. Da. Asta este majoritatea ieșită din urne. M-au auzit tot felul de interpretări, că stați să vedeți că de fapt n-au fost decât 18% care au votat, că de fapt din aia... Bun, dar cine a ținut pe restul? Da, să nu 60% spune să nu participe la vot. Bine, dar n-au absentat 60%, au absentat mai puțin. Bun, diverse nimeni nu spune că ea care n-au fost la vot ar fi împotriva, nu știu, actualului guvern sau ar fi votat cu altcineva. Da. Deci avem această discuție. Eu n-am văzut din toți cei care protestează și bun, e foarte frumos să-ți expui punctul de vedere. Dar aș fi și eu foarte curios dacă dintre aceștia câțiva, în loc să zică, domnule, astăzi, în loc să mergem, nu știu, în Piața Victoriei sau unde vrem noastră să urlăm împotriva guvernului și să blocăm piața, așa, o iau eu frumos prin cartiere sau mă duc în niște orașe din astea mici sau mă duc în niște sate și le explic oamenilor acolo despre ce este vorba, de care este punctul meu de vedere, că uite așa ar fi mai bine. Vin și cu niște candidați, da, pentru că se țipă acum jos, jos, jos. Bun, e foarte frumos, dăm jos guvernul, da, dăm pe jos... Cine pui loc? Păi cine pui? Aici e problema, că trebuie de fapt adus o altă autoritate publică. Toată lumea înjură, nu, să gestioneze... În cazul Bucureștiului, critică Gabriela Firea. Bun, dar ce ofertă am avut? Azi, în aminte, PNL-ul a avut vreo 3 candidați până au ajuns la domnul Bușoi. Au fost... Ce ofertă? Eu sunt convins, dacă mâine ar avea loc alegeri locale, la București tot Gabriela Firea are ieșit. Pentru că nu ai... Eu sunt convins. Pentru că nu ai... Arătați-mi noastră în partea de opoziție un candidat puternic. Dați-vă pe planul ca la Constanța, că mâine sunt alegeri. Cine va candida din partea opoziției? E greu de spus. Și atunci, dacă tu nu ai niște oameni pe care să-i formezi în timp, care să-i și v-ați spus, domnule, să creezi un produs politic, candidatul la primar, la președinte, la parlamentar, peste 4 ani, nu cu o lună înainte știți că ești candidatul, nu. Omul la 4 ani de zile să vină să explice niște lucruri, să fie alături de oameni. Și atunci sunt convins va fi ales. Dar dacă tu spui doar, bun, jos ăștia, că ce vreți dumneavoastră să spuneți, da? Ok, dar ce punem în loc? Aici este marea problemă. Bun, este foarte bine să protestezi, este corect, este dreptul fiecăruia să spună punctul de vedere. Dar nu așa se rezolvă. Până la urmă suntem într-o democrație. Rezultatul se dă numai votul. Da, în loc să-ți consumi energia blocând Piața Victoriei, du-te prin cartierele alea amărâte. Du-te prin satele din jurul Bucureștiului. Fost campanie. Explică-le și oamenilor. Și nu numai din jurul Bucureștiului. Bun, zic așa, ca să întreaga țară. Întreaga țară, da. În momentul în care, nu, domnule, ăia sunt niște proști toți. Noi suntem deștepți, că noi suntem aici elitele în centrul orașului. Care se întâmplă și în alte instituții și numai în viața politică. Ăia sunt proști, noi știm foarte bine. Păi, deja ce facem? Înlocuim un abuz. Așa spunem că este un abuz și sunt unii care dictează și fac ce vor ei cu voința noastră. Păi, care este diferența? Da, da. O discuție foarte interesantă și cred că va mai continua pentru că se vor întâmpla multe lucruri chiar dacă este vară și e vacanță. Noi am încercat de fapt să analizăm cumva din punctul, din perspectiva comunicării și din perspectiva aceasta a instituțiilor politice, modul în care o importantă instituție cum este DNA-ul, care iată are parte de o mediatizare foarte importantă și reprezintă de fapt lupta anticorupție. Apropo, pe procente, corupția rămâne la cote destul de... Pentru că explicația sociologilor este aceea că societatea românească e săracă și unde este sărăcie, corupția este ușor de
menținut în sensul acesta, pentru că oamenii au la rândul lor nevoi foarte multe și explicau ei, de fapt, că există cultura aceasta balcanică, trebuie să mulțumești pe fiecare în parte și toți trebuie să Corupția trăiască există în și... toate părțile. Nu, nu, nu. Da. Ideea este cum, la ce nivel și cum Cum o lupți împotriva, cum o gestionezi? Cum o gestionezi. gestionezi? Pentru că problema, cred eu, cea mai mare este că avem corupție de la nivelul cel mai mic, repet, de la Da, până sus. până la nivelul cel mai înalt. Aici este problema. Deci corupția este Și cred generalizată. mai degrabă că remediul este în educarea societății, că decât să deschid nu știu câte închisori și să gestionezi o populație extinsă, să spun, domnule, stai așa, noi, înseamnă că suntem penal cu toții, ce facem? Mai bine construiești niște școli, educi pe copii de mici că este bine să știe drepturile, să își păstreze demnitatea, să se ocupe, să învețe o profesie, să-și câștige existența în ceva anume și nu să fie educați cum se păstrează de fapt acea cultură patriarhală că trebuie să dai nu știu cui ceva să-ți facă un serviciu. Exact. Nu, acela care trebuie să facă Este serviciu este funcția lui, obligat exact. să Aia facă trebuie să facă serviciul să ăla, serviciu. pentru aia e plătit. Aici o altă discuție și o să vorbim poate din perspectivă socială și chiar, nu știu, economică și chiar de asistență Psihologică, și da. psihologică, sigur că da, ca să nu fim acuzați că ne băgăm în politică, facem politică și vorbim de, mă rog, acuzăm pe cineva anume. Mulțumesc foarte mult! Domnilor și domnilor, am discutat și noi, să spunem așa, după furia de ieri și după modul în care au vuit toate trusturile media legate de celebrul decret, de fapt, celebra eliberare din funcția procurorului șef DNA, Laura Cuțu Chiove, și am discutat cu Răzvan Victor Pantelimon toate aceste particularități și iată, oarecum, incidentele legate de justiție și de parcursul acestea. Eu sunt Enache Tușan, ne revedem mâine seară la o altă ediție a emisiunii Radiografia Zilei și la altă temă de discuție. Toate cele bune, la revedere!